Denisa de la Bambi nu mai plânge și asta pentru că îi merge foarte, foarte bine, în special în afaceri. Chiar dacă în ultima perioadă a lăsat-o ceva mai moale cu muzica și nu a mai scos nicio piesă, țin să vă spun că mezina trupei Bambi nu stă degeaba, dimpotrivă. Denisa și-a deschis în urmă cu 2 ani o parfumerie și nu așa oricum, ci cu parfumuri de calitate care au trecut toate testele la care au fost supuse. Asta pentru că Denisa a investit 1000 de euro în laboratoarele din Franța pentru a se asigura că totul iese exact așa cum își dorește. Iar eforturile ei se pare că au dat roade. Citez. Am vândut peste 50.000 de sticluțe de parfum care mi se aduc din Dubai. Am 43 de angajați în București, în țara am franciză, dar și ei sunt angajații noștri, a spus Denisa. Opa! Bon. Iată, de la ochii căprui la afaceri cu aici parfumuri. O chestie, spunea colega noastră că Denisa nu mai plânge și că îi merge foarte bine. Acum, noi vedem doar investiția pe care o face. Cu siguranță nu îi merge bine, pentru că e încă la nivelul de investiție, nu e la încasări. Acum cheltuie. Da, vezi, afacerea înseamnă că începe să promită. Exact. Că dacă vinzi atâtea sticluțe, zeci de mii de sticluțe de parfumuri și dacă sunt aduse din Dubai, sunt alea scumpe. Că, scumpe nu? La vânzare. Exact. Înseamnă că... Dar tu, ție se pare că Denisa are potențial de om de afaceri și că e o alegere bună să renunțe sau să lase mai moale cariera muzicală? Să știi că are potențial. Da. Întotdeauna eu voi susține muzica și nu pot să spun că da, ar trebui să lase sau să renunțe pentru o perioadă la muzică. Cred că dacă ar putea să le îmbine. Bine. Dar vezi că când păi vrei să faci mai multe, iubitul ei. El oricum o susține. Păi, o susține pe toate planurile. Fronturile, să zic așa. Dar să știți că o urmărez de mult timp pe Instagram, acolo unde e foarte activă și prezintă fanilor și oamenilor momente cheie așa din afacere. Ba chiar merge în diferite laboratoare și să știți că e foarte muncitoare și îmi place mult de ea. Într-adevăr, mie îmi plăcea mult de ea și când o vedeam pe scenă, dar promite în afacerea dar, asta. Dar mă gândesc așa, cât a trecut timpul, ce a trecut timpul ăsta, că parcă ieri erau surorile Bambi, lansau piesa asta cu 2 căprui. Între timp, Denisa are și un divorț la activ, a fost și un scandal acolo cu agresivitate, da, și așa mai departe. Iar acum lucrurile par să se așeze. Adică a devenit din fetița aia, copilița aia inocentă, nevinovată, oarecum dezamăgită în dragoste, femeia cu o familie așezată, cu afacere. Și să știți că am observat că erau foarte mulți răutăcioși care râdeau de ele și făceau glume pe seama lor. Că sunt fetițele alea care umblă întotdeauna împreună, surorile, dar mi-aduc aminte episodul în care ele au participat la Te Cunosc de Undeva și acolo chiar au impresionat și au arătat că noi nu suntem doar copilițele alea, chiar avem talent. Și de acolo mi se pare că, nu știu, au căpătat așa mai mulți fani și mai mulți susținători și trebuie să recunoaștem că Denisa... Acum, dacă e să le privim toată cariera în ansamblu, trebuie să recunoaștem că surorile Bambi au avut momentul ăla de glorie cu acea piesă, după care n-au strălucit ca alți artiști de la noi din țară. Și de obicei, faptul că te refugiezi în business după o anumită carieră în muzică, cum uite, Ovidiu Comorni, care tita mai pensiunea la mare. Dar stai, ăsta, Trăistariu, are taxiuri sau cabinet stomatologic, nu știu. Adică sunt... Trăistariu și afaceri. Nu, dar sunt artiști care... Mă rog, talentați sau mai puțin, care au făcut foarte mulți bani de-a lungul carierei, bani pe care acum pe final încearcă să investească cu... De la Body and Soul, n-avea carmangerie, fabrică de carne. Exact, adică sunt foarte multe exemple din muzică unde banii... Acum, e clar că, cred eu, e ajutată foarte mult de iubit. Nu pot să spui că Bambi au făcut acele sute de mii sau milioane de euro din muzică și fie acum... vorba între noi, cred că numeri pe degetele de la o mână, maxim două mână, artiștii care au făcut bani mulți cu adevărat din muzică. Adică, da, e adevărat. Și care ar avea oricând bani. Și acum, fără să ne ascundem după degetele de la aceleași mâini sau de la aceeași mână, putem numi. Delia, mi se pare că un artist care face bani foarte mulți. Andra. Se poate. Smiley. Holograf pot fi trecuți pe lista celor care au făcut bani foarte mulți din... Uite, Dan are o baltă, dacă nu mă înșel. Sau Smiley. Ceva. Adică nu poți să spui același lucru cu tot respectul și simpatia pentru Bambi despre ele. Bă, n-au făcut banii aia mulți încât să își permită să-și deschidă o afacere în care să investească zeci de mii de euro. Păi uite, e adevărat, pentru că, din ce știu eu, Denisa și-a deschis afacerea asta abia după ce a început această relație pe care o are. Lucru de care, până la urmă, e de apreciat, că știi cum e, sunt foarte multe fete care au parteneri cu bani, partenerii le dau niște bani să-și deschidă o afacere și îi prăpădesc.
Da. Adică faptul că da, ai avut un capital... Din punctul ăsta de vedere, da, mi se pare o implicare totală. Cunosc marfa, să spun așa, am primit și o sticluță de parfum din asta. Eu n-am primit. Păi, mă rog, trebuie alo. Să... Și alo. Acum, nu că nu-i dăm nume sau așa, dar miroase într-un fel, adică are potențial, e o marfă de calitate. Să știi că și eu am folosit și da, are dreptate Flic, chiar are potențial și nu este, nu vine doar ca să se etaleze, ia uite, m-am făcut afaceristă. Am făcut ceva, nu, da, m-am chiar, privatizat. Da, chiar vine cu ceva femeia și ăsta e un lucru foarte bun. Dar cred că, uite cum spuneai tu, cred că și ea sau ele sunt conștiente că, bă, suntem artiste, suntem bune, dar uite, nu suntem tocmai la acel nivel. Da. Poate tocmai de asta Denisa a decis să și deschide afacerea asta. Poate s-a gândit că hai să încerc și altceva, să vedem cum o fi. Dar la muzică complet nu cred că vor renunța niciodată. Nu, până la urmă, muzica poate să devină o pasiune. Știi cum e? Și dacă pasiunea aia îți mai aduce și niște bănuți într-o excursie, o mini-vacanță și așa, e perfect. Dar clar că și-au dat seama că nu e suficient să trăiești din banii pe care ele îi produc din muzică. Da, vedeți și ce mă gândesc acum? Că ea este cumva la pachet în muzică cu Raluca, cu sora ei. Corect. Iar acum dacă ea se concentrează în ultimul timp foarte mult și foarte mult pe afacere, mă gândesc că ce face cumva, Raluca? Da, o afectează așa cu ghilimele pe Raluca. Ei, poate da, sora scoate niște roloane de-astea. Sau poate sora o ajută în afacere. Sau poate face niște ambalaje. Dar chiar și așa, gândiți-vă că chiar dacă ar ajuta-o, nu ar fi cum ar fi propria ei afacere. Adică, cred că Raluca, chiar dacă ea nu o să recunoască că na, e sora ei, cred că e cumva trasă în jos cu ghilimelele de rigoare în cazul ăsta. Oricum, ea mai nou e cu sportul, l-are pe domnul Florescu antrenor, adică... Da, dar ești cu sportul, dar nu câștigi din sport. Adică, acum vorbim de pâinea aia niciodată. Pe care... Nu poate își deschide o sală. Poate își deschide... Dar e cu poate, e la viitor, pe când Denisa deja, uite, e în prezent. Păi face Denisa Chiagu și pe ce a făcut Chiagu Denisa, îi dă niște bani împrumut, cu banii ăia își deschide sală și sunt ambele surori fericite. Și iată, am încălecat pe-o și v-am spus povestea așa, adică...